Evanghelia după Ioan, capitolul 11, de la versetul 38 până la versetul 46, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1041. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, începem citirea cu versetul 38. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel, pentru ca norodul care stă împrejur să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-a spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, doamnelor și domnilor, suntem prezenți în locul acesta și mulțumim Domnului pentru pace și liniște în țară, pentru sănătatea care ne-a permis să fim împreună la închinare. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumrăveni Suceava, către dumneavoastră, către bordul de conducere a Bisericii dumneavoastră, cu harul și pacea și îndurarea Domnului, să vă fie tuturor înmulțite. Amin. M-am bucurat de buna rânduială care este în mijlocul vostru, începând cu oamenii de ordine, cântările deosebite pe care le aduceți atât în cântarea comună cât și cântarea corului. Dumnezeu să vă binecuvinteze să sporiți tot mai mult în lucrul Domnului. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din pasajul acesta biblic, unde Biblia vorbește despre o familie apropiată Domnului Iisus. Ba mai mult, Domnul spunea, Biblia spune că Domnul iubea pe Marta, Maria și Lazar, erau prietenii lui. Totdeauna când era în drum spre Ierusalim, se oprea pe la Betania, să poposească în casa lor, în casa prietenilor săi. Pe când era Domnul în misiune în altă zonă, Maria și Marta au trimis vorbă Domnului Iisus că fratele lor, respectiv prietenul Domnului, s-a îmbolnăvit. Și ele știau ca mulți din Israel la vremea aceea că Domnul poate vindeca orice boală. Și efectiv așteptau ca Domnul să schimbe programul, orarul și să vină la prietenul lor. Și Scriptura ne spune că vestea a ajuns la Iisus. Și Iisus, în loc să cotramadeze toate mesajele și toate lucrările pe care le avea în față în zona respectivă, a întârziat intenționat. Pentru că El a vrut să le dovedească tuturor și nouă că El nu numai că poate vindeca orice boală, ci că are puterea învierii, slăvit să fie Domnul. Amin. Și ca să poată demonstra că are puterea învierii, avea nevoie de materie primă, adică de unul care era decedat. Și a ales să facă demonstrația aceasta de autoritate și de putere cu prietenul său. Stau și mă gândesc de foarte multe ori cum Marta și Maria se uitau pe geam, pe drumul care ducea la casa lor. Și se așteptau ca să vină Domnul. Pe Domnul l-am rugat și i-am spus și prietenul lui și în preajma lui și îl iubește, ca atare sigur va veni. Și s-a uitat. Și Lazar avea febră. Și Lazar transpira, și Lazar era în ghearele morții, și Iisus n-a venit. Câtă dezamăgire! Cum era obiceiul atunci la evrei, în aceeași zi, l-au luat, l-au înfășat în fâșii de pânză, i-au pus un ștergar pe față și l-au băgat în mormânt, punând șolespe de mare și grea peste mormânt, parcă pecetluindu-l acolo pentru în ziua mare învierii. După aceea, apare și Iisus. Și amândouă surori vin și îi spun, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit. Amândouă erau convinse de lucrul acesta. Și Domnul îi spune, eu sunt și învierea și viața. Eu sunt. Fratele tău va învia. Și ele spun, în mod special Marta, știm că va învia în ziua de apoi. A venit și Maria pe care au chemat-o și din nou și ea a spus, dacă ai fi fost aici, fratele nostru n-ar fi murit.
S-a înfiorat în el însăși, Mântuitorul lumii și cel deopotrivă cu Tatăl, și a întrebat, unde l-ați pus? Și-au mers în fața mormântului. Și acolo, în fața mormântului, Domnul a arătat întregii omeniri și nouă în seara aceasta că sunt câteva principii pe care Dumnezeu le respectă în orice situație, în ascultarea rugăciunilor, în facere de minuni, în mântuire, în iertarea păcatelor, în tot ce ține de lucrarea lui Dumnezeu în viața fiecărei ființe umane, deci respectiv și în viața ta. Și spune Domnul, dați piatra la o parte. M-aș fi așteptat ca Domnul să o dea el, dar i-a plăcut la această lucrare de înviere să aibă colaboratori. Au dat piatra la o parte, după care Domnul i-a mulțumit Tatălui pentru autoritate și pentru mărturia pe care o va lăsa tuturor celor prezenți în locul acesta. Și apoi a spus, Lazăre, vino afară, căci dacă nu spunea pe nume, ieșeau toți morți afară, pentru că el are putere asupra vieții și asupra morții. Slăvit să-i fie numele! Dar a făcut-o cu dedicație și a spus, Lazăre, vino afară. Și spune Scriptura că Lazăre a ieșit afară cu mâinile și picioarele legate. Și apoi Domnul a spus, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Stimații mei, în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre aceste principii pe care le voi așeza la rând, ca dumneavoastră să înțelegeți cât pot eu explica și mai mult decât pot eu, poate Duhul Sfânt să vă vorbească mai mult, Doamne ajută! Primul principiu despre care voi vorbi este că lui Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu noi. Al doilea principiu este că Dumnezeu face doar lucrurile pe care noi nu le putem face. Și al treilea principiu este că noi trebuie să ne facem datoria în orice lucrare pe care o face Dumnezeu, pentru că lucrează împreună cu noi. Primul principiu vine și ne arată că lui Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu noi, chiar dorește lucrul acesta. M-aș fi așteptat ca Domnul Iisus să spună, piatră, dă-te la o parte. Oamenii ăștia trebuie să vadă ceva spectaculos, ceva grozav, ceva uimitor pe care nu se pot vedea în orice zi. De el și-a dat seama că piatra o pot muta oamenii și a ales să le spună, dați piatra la o parte, chiar dacă asta înseamnă efort, chiar dacă asta înseamnă transpirație. Dar mie îmi place să lucrez cu voi. Eu sunt singurul care pot învia. Eu sunt singurul care îmi pot mântui. Eu sunt singurul care pot ierta păcatele. Dar îmi place să lucrez cu voi. În lumea teologică există o vorbă care se verifică în Sfânta Scriptură, și anume, noi fără Dumnezeu nu putem, El fără noi nu vrea. Dumnezeu dorește să ne mântuiască pe toți. Nu uitați că Iisus Hristos n-a murit numai pentru creștini. Iisus Hristos a murit pentru păcatele întregii lumi. Totuși, de ce restul lumii nu este mântuită? Pentru că Dumnezeu nu vrea? Nu. Ci pentru că oamenilor nu le place să lucreze în colaborare cu Domnul. Dumnezeu totdeauna ne mântuiește cu acordul nostru. Vorba aceea românească, lui Dumnezeu nu-i place să intre cu bocanci în sufletul nimănui. Nu vrea să-l ierte de păcate și el nici nu recunoaște că nu le are. Că le are. Nici nu recunoaște lucrul ăsta. Nu vrea să mântuiască pe oameni care spun, da, n-am nevoie de mântuire. Dumnezeu nu-ți oferă ceva ce tu n-ai nevoie. Nu există oameni care să spună, domnule, nu prea eram eu convins de păcat, dar m-am culcat seara destul de păcătos, de ramolit așa, destul de rău m-am culcat. Și dimineața mă anunță Duhul lui Dumnezeu că mi-a iertat toate păcatele fără să-i cer, m-am mântuit fără să-i cer, sângele lui m-a spălat complet și m-a făcut alb fără să-i cer, pentru că asta a ales el. Eu nu mi-am dorit niciodată. Dumnezeu lucrează totdeauna cu omul. Dacă te vezi păcătos, dacă te vezi că ai nevoie de iertare, dacă conștiința ta este apăsată, dacă nu poți dormi noaptea, singurul care poate face eliberare, sfințenie, înviere spirituală și poate da viață veșnică, este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dar o dă cu acordul tău, o dă cu colaborarea ta. De aceea e nevoie de acceptul tău, de aceea trebuie să auzi Evanghelia, pentru că Dumnezeu e gata. Nu uita, iubitul meu, de ce Dumnezeu lucrează în colaborare cu noi? Pentru că iadul nu-i pentru ființele umane. Iadul n-a fost creat pentru vreun om, ci iadul a fost creat, este închisoare de maximă siguranță eternă și veșnică pentru cel mai mare dușman al lui Dumnezeu și implicit al omului, diavolul și îngerii lui. N-are ce căuta un om acolo. Închisoarea aceea e făcută pentru ființe mult mai puternice ca noi, mult mai abilitate ca noi. Însă, iubitul meu,
Ca să poți ajunge în locul în care s-a dus Hristos să ne pregătească locul și un loc pregătit, Dumnezeu nu ne duce forțat acolo, ci doar cu colaborarea noastră. De aceea, peste tot în Biblie, Dumnezeu e gata să ne mântuiască, e gata să ne ierte păcatele, creează circumstanțe și împrejurări să stai în fața Evangheliei, să auzi cântări, să ai prieteni apropiați care cred în Domnul Iisus Hristos, dar niciodată nu te va forța, ci Dumnezeu îi place să te mântuiască, să te ierte în colaborare cu tine. Dumnezeu lucrează împreună cu omul. Totdeauna principiul ăsta Dumnezeu îl respectă. Al doilea lucru, frații mei, pe care vreau să-l subliniez, este că Dumnezeu în procesul de mântuire face doar lucrurile pe care noi nu le putem face. Dumnezeu nu le spune oamenilor, este de înviat Lazar și este de mutat piatra. Și oamenii se spună, mută tu piatra. Bun. Și voi aveți abilitatea să-l înviați pe Lazar? Nu. Și atunci de ce să inversăm lucrurile? Eu fac doar ceea ce voi nu puteți face. De mutat piatra, o puteți face voi. De pus umărul, o puteți face voi. De înviat, o fac eu, pentru că numai la mine stă puterea aceasta. Stimații mei, când Dumnezeu ne descopere harul mântuirii și a iertării păcatelor, are de la noi dorința să facem anumite lucruri, care stă în principiul ăsta dați piatra la o parte. A ne smeri și a recunoaște păcătoșenia e treaba mea. Noi am vrea ca Dumnezeu să smerească în locul nostru. A ne pocăi de păcatele noastre e treaba noastră. Dar noi am vrea ca Dumnezeu să pocăiască în locul nostru. Iubiții mei, Dumnezeu nu poate face. El a făcut tot ce trebuia ca tu în seara asta să primești mântuirea și iertarea păcatelor. L-a dat pe singurul său fiu și cu toate că avea 12 legiuni de îngeri la dispoziție să plece din lumea asta și să ne lase păcătoși în păcatele noastre și sortiții adului, cele 12 legiuni au așteptat în zadar pe culmea din Golgota un semnal să-l ia pe Fiul lui Dumnezeu, că a rămas acolo până la capăt. Și când soldatul a înfipt sulița în coasta Domnului Iisus, a arătat că s-a plătit tot prețul, a curs sânge și apă, ca prin sângele lui orice păcat a oricărui om din lumea asta să poată fi iertat. Amin. Amin. Dumnezeu a făcut totul. L-a dat pe Fiul Său ca eu să mă pot pocăi, ca eu să mă pot smeri, ca eu să-mi fac partea mea, să ne ajute Dumnezeu. De aceea e important, al doilea principiu, să-l ții minte. Dumnezeu poate vindeca, dar după ce eu îmi fac partea. Sunt situații când Dumnezeu le vorbește unor bărbați sau unor surori. Vreau să mântuiesc pe cel din casa ta. Vreau să mântuiesc copilul tău sau părinții tăi. Dai grijă la vorbire. Dai grijă la felul în care te comporți. Ai grijă la seriozitate în compania în care ești. Ai grijă la lucrurile acestea. De obicei, când Dumnezeu ne vorbește într-un fel sau în altul, Dumnezeu totdeauna vine și ne aduce niște atenționări, vine și ne arată niște condiții ca El să vină lucra. Dați piata la o parte, este o condiție. Și apoi Dumnezeu spune, eu voi învia dacă voi dați piata la o parte. Știți ce ținem noi minte? Că Dumnezeu va învia. Că Dumnezeu va aduce la mântuire. Că Dumnezeu va dărui har. Că Dumnezeu va vindeca. Măi, dar care au fost condițiile? Pe condițiile era să dăm piata la o parte. Păi la ce sens să învii mortul să stea într-un mormânt închis, mai? Tu trebuie să-ți faci prima dată parte. Tu trebuie să mergi acolo. E drept că noi găsim pe piatra aia, punem și cu o coroană de flori, mai dăm cu vară așa, să cunoască, dar Domnul nu ne-a cerut să dăm, să punem flori sau să dăm cu vară. Dumnezeu ne-a spus să dăm piatra la o parte și, stimații mei, a da piatra aceea la o parte este un efort destul de consistent. Sigur, Marta și Maria ar fi vrut să dea piatra la o parte, dar ce pot face două femei cu dita mai bolovanul? Ca atare au fost mulți oameni care au sărit în ajutor. Ionatan vorbea aici despre importanța de a aparține unei comunități. Știți că atâta vreme cât ești sănătos, cât îți merge bine, câteodată lipsești de la adunare și parcă nu simți mare lucru, și câteodată parcă nu simți nevoia să fii undeva, să lucrezi pentru Domnul ceva, parcă nu simți așa mare nevoie. Dar știi când vine furtuna, știi ce mare nevoie ai de ceilalți? Ai nevoie de cineva să te ajute să dai piata la o parte de pe mormântul copilului tău care vine târziu și miroase cum miroase și îl vezi mort în păcatele sale? Știi cât de mare nevoie? De multe ori te usuci cu post și rugăciune, ești galben de lucrul acesta și nu poți. Și vezi dintr-o dată împrejurul tău cum sar ceilalți din Israel
se spune mâine când va dogori soarele, veți avea ajutor. Dintr-o dată se ridică frați și surori și spune, nu ești singur, suntem și noi alături de tine, cu o rugăciune, cu un îndemn, suntem alături de tine să te ajutăm. Aș vrea să te întreb, ai pe cineva să te ajute să dai piatra la o parte în ziua necazului tău? Este cineva aproape de tine? Știu că găsiți prieteni mulți pentru grătare, pentru distracție, pentru a petrece timpul liber, lucruri care nu sunt rele în însăși la momentul potrivit. Dar ai prieteni care să te ajute să dai piatra la o parte? Să transpire împreună cu tine dând bonovanul necredinței la o parte? Pentru că ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu pe care a așezat Dumnezeu lângă tine și sunt lucrurile pe care tu trebuie să le faci. Și câteodată ai nevoie de frații tăi. Și azi cineva pe biletele alea și pun și eu umărul cu rugăciunea mea, întreacă pe la voi, să ajut pe frații mei să dea bolovanul acela la o parte. Eu mă duc, rămân frații și continuă să dea la o parte. Într-o zi bolovanul va fi dat definitiv la o parte. Și atunci de undeva din cer, cel ce are viața, iertarea, puterea și mântuirea, va spune, vino afară! Și atunci nimeni nu-l va opri pe copilul tău să-i placă adunarea, să-i placă Scriptura. Dintr-o dată îl vezi viu, îl vezi plin de viață pentru Evanghelie și pentru Hristos. De ce? I s-a dat viața din cer, slăvit să fie Domnul. Dar prima condiție, i se dă piatra la o parte. Nu poți singur, cere ajutorul celorlalți. Am întâlnit o situație undeva în lumea asta, am știut un frate păstor care avea mai mulți copii și din toți copiii lui, unul a luat calea lumii cu prietenii lui, cu colegii lui de școală, au făcut câteva lucruri. Toți ceilalți copii erau în biserică, slujeau la diferite compartimente, de asta au luat-o deoparte așa. Și când am ajuns în zona respectivă, la timpul de rugăciune care se făcea acolo, se ridica fratele păstor și spunea, vă rog, rugați-vă și pentru copilul meu, și îi spunea numele. Ăștia îi spunea, băi, dar toți ceilalți sunt biserică, ăsta trece la pierdere. Băi, și ăsta e meu. Vă rog, rugați-vă. Vreau să dau piatra la o parte de pe mormântul lui. Vreau să-l văd mântuit, numai Dumnezeu poate mântui. Dar vreau să mă ajutați să dau piatra la o parte. Cât am stat în zona respectivă, s-au întrunit bisericile din zona respectivă, când la rugăciune se ridica fratele, pentru copilul meu, știți, el este acum în situația în care este, vă rog, rugați-vă pentru el. Alți frați, tot vă spune, băi, eu am unul și ăla e așa cum este, e dus, unii e dus, într-o zi se va îndura, Dumnezeu, băi, ăsta al meu, vreau să mă ajutați să dau piatra la o parte. Și într-adevăr, după ce frații totdeauna se rugau și cât am stat eu acolo, parcă când frații spuneau, mai este vreo cauză, mă așteptam să-l văd. Într-adevăr, se ridica frate, nu contea că era slujitor, frații mei, pentru, și spunea pe nume. Copilul meu. Frații începeau să se roage. În timpul ăsta, copilul lui, unde ajunsese, undeva decăzut, cum spune Scriptura, ca fiul risipitor la porci, își vine în fire. Se întoarce la Domnul. Încheie legământ cu Domnul. Iese din mormânt și primește viață și la momentul actual e în biserică și slujește Domnului. Slăvit să fie Domnul. Alții care spuneau, băi, stai liniștit, încă așteaptă și acum. De ce? Pentru că de asta ți-a dat Dumnezeu, frați și surori, nu-s numai să le predici. Nu numai să le cânți, ci împreună să dăm pietre la o parte. Doamne ajută! Amin. La asta ți-o dat. Nu numai aspectul acesta. Primul principiu pe care aș vrea să-l ținem minte este că lui Dumnezeu îi place, ne onorează să lucreze împreună cu noi. Chiar dacă lucrul pe care îl putem face noi e mic, e uman, dar lui Dumnezeu îi place să facă lucrările lui mărețe cu niște oameni ca noi, slăvit să-i fie numele. Totodată Dumnezeu face doar ceea ce noi nu putem face. A ne pocăi e treaba noastră. A ne smeri e treaba noastră. A spune, te rog frumos să mă ierți, am greșit, e treaba noastră. A ne boteza e treaba noastră. A crede e treaba noastră. Nu va face Dumnezeu niciodată în locul nostru. Este colaborarea noastră cu El. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O să rămân puțin mai mult la al treilea subiect. Și anume, care este problema pe care trebuie sau lucrarea pe care trebuie să o facem noi? Că Dumnezeu sigur își face lucrarea Lui. Chiar dacă noi ținem minte numai ce ar trebui să facă Dumnezeu, dacă suntem atenți la condiții, dacă suntem atenți la cerințe, Dumnezeu rămâne credincios și își împlinește lucrarea Lui. Slăvit să fie Domnul! Primul lucru pe care trebuie să-l facem noi ca și oameni în lucrarea aceasta,
este să dăm la o parte piedica care stă între Hristos și Cel care trebuiește înviat. Piatra respectivă trebuie să o dăm la o parte. Asta înseamnă, frații mei, de a lua din preajma celor care dorim să-i atingă Hristos, care dorim să fie obiectul mântuirii, salvării și iertării, piedicile, pietrele din fața lor. Asta presupune, frații mei, că trebuie să trăim o viață plină de blândețe. Sunt multe lucruri cu care noi, evanghelicii, ieșim câteodată în evidență. Și vrem să ieșim în evidență, vrem să fim văzuți, vrem să fim apreciați. De după Revoluție știu că foarte mulți dintre copiii noștri învață la facultăți prestigioase, pentru că vrem să arătăm și altora că medicii buni pot fi și din rândul nostru, arhitecții buni pot fi și din rândul nostru, anumite elite ale culturii pot fi și din rândul nostru. Și nu-i rău lucrul acesta, dar nu asta e lucrul cu care trebuie să le demonstrăm. Ci Biblia vine și spune că altele sunt lucrurile cu care noi putem să-L facem pe Iisus să aibă acces la inima celor dragi ai noștri care sunt morți în păcatele și în fără de legile lor. Și anume, blândețea voastră să fie cunoscută de... Fă-ți reclamă la asta! Fă-ți reclamă cât prinde! Blândețea ta să fie cunoscută de toți oamenii! Dar ca să ai blândețe, fratele meu, trebuie să treci printr-o anumită școală. Ne spune Sfânta Scriptură despre unul dintre oamenii lui Dumnezeu. Moise, la vârsta de 40 de ani, cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor. Spune diaconul Ștefan în predica lui că învățase cum să cunoască înțelepciunea. Ei rezolvau ecuații la puterea a doua acolo. Ei știau cum să construiască piramidele. Plus că, fiind învățat la curtea lui Faraon, știa toată strategia militară și tot ce cuprindea lupta corp la corp, pentru că era pregătit în domeniul ăsta. Era unul dintre elevii care a învățat până la 40 de ani pentru că era din casa regală. Putea undeva să ajungă chiar faraon la momentul, conducătorul Egiptului. Dar la vârsta de 40 de ani iese și vede pe un egiptean bătând un evreu. Și Scriptura nu îi spune că s-a chinuit mult cu el. Efectiv, a văzut, l-a lovit și mort. Pentru că știa ce ar de făcut în domeniul ăsta. O rezolva probleme. L-a ascuns în nisip și-o pleca liniștit gândindu-se că faci dreptate. A doua zi găsește doi evrei certându-se și îl întreabă pe el care l-a abuza pe celălalt evreu: de ce îi faci nedreptate fratelui tău? Și ăla îi spune: dar ce vrei să faci cu mine ce ai făcut ieri cu egipteanul? Din doi timp și trei mișcări l-ai ascultat somn nisip și e mort în ziua de azi? Moise și-a dat seama că fapta lui va ajunge la cunoștința autorităților din Egipt și în momentul ăla și-a dat seama că nu mai are ce căuta acolo, pentru că Dumnezeu l-a văzut pe Moise, nu-i pregătit pentru lucrarea mea. Nu-i pregătit. El e bun în tehnică, e bun la lupta corp la corp, e bun la ecuații matematice, e bun la toată știința egiptenilor, dar nu-i bun să-mi conducă poporul meu. Că ăsta l-o moară pe drum, vă dați seama, pentru... În pustiu nu trebuia Dumnezeu să spună: domnule, nu mai intră decât atâta. Îi rezolva Moise, îi nerva pe rând pe Moise și Moise îi rezolva într-o singură zi pe o grămadă. La cât tehnic cunoștea el. Și Dumnezeu spune: ăsta nu-mi duce mie poporul acolo. Îl trimit la seminar. Și seminarul a fost casa lui Ietro, lui socrusul. O stat în casă cu socrusul 40 de ani de zile. După 40 de ani a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Slăvit să fie Domnul! Știu că în vremea noastră nu putem sta la un loc cu ceilalți, nu se poate. Trebuie să avem intimitatea noastră. Trebuie. Ne enervează încetineala celorlalți sau iuțimea nepoților. Ni supără, ni deranjează. Moise a stat acolo. După încă 40 de ani, citiți realizările lui, n-avea nici măcar o oaie pe numele lui. N-avea firma lui de oierit, n-avea firma lui de făcut caș, n-avea nimic. Când îl întreabă Dumnezeu, el era cu oile lui socrusul. Și Dumnezeu acum, după încă 40 de ani de seminar în zona respectivă, în casa lui Ietro, îi spune: vreau să te trimit. Doamne, dar de ce pe mine? De ce în situația asta? După ce Dumnezeu îl convinge să se ducă să ia pe popor, scoate unul dintre cele mai îndărătnice popoare, parcă anumit făceau ăștia. În continuu să-l enerveze pe Dumnezeu și pe Moise. În continuu erau îndărătnici. Și cu toate astea, frații mei, trăiau un moment unic în istorie. În fiecare zi îi lumina, îi umbrea stâlpul de nor în pustie. Îi umbrea, le dădea climă.
În fiecare noapte, în pustiu, e frig. Avea un stâlp de nor ca un radiator peste toată tabra lui Israel și lor nu era, eu o duceau fain. Când se ridica stâlpul, plecau și ei. Când se oprea stâlpul, întindeau și ei tabăra. Plus, erau serviți în fiecare zi cu mană. Nu trebuiau să semene, să secere, să lucreze. Le venea pur și simplu. Când din când mai dădeau comandă din carne, să schimbe meniul puțin, veneau prepelițele și îl prindeau cu mâinile, erau, spune Scriptura, se ridicau de la pământ la un moment când se așezau, numai să le prindă ei, să-l ia de acolo, să servească și carne din când în apa țâșnea din stâncă. Dumnezeu i-a ocrotit în mod miraculos, se uitau la hainele de pe ei, nu trebuiau schimbate, pentru că nu se uzau, efectiv. Și în toată ziua, ei nu făceau altceva în prezența stâlpului lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, decât să se certe. Într-o zi Dumnezeu, disperat, îi spune Moise, dă-te la o parte, dă-te la o parte, vreau să-i șterg din istorie, sunt un popor prea încăpățânat, vreau să-i șterg din istorie. Și atunci ies în evidere școala celor 40 de ani. Între poporul îndărătnic, încăpățânat și Dumnezeul Sfânt, care dorea să-i nimicească și care îi dădea un test lui Moise să vadă, ai reușit ceva în 40 de ani să faci în casa lui Ietro? Să așează Moise și spune, Doamne, știu ce vrei să faci. Vrei să-i ștergi pe ăștia din istorie, să nu mai fie evrei, israeliți vreodată. Și vrei să faci din mine un popor mare, să fie moisiști, nu israeliți. Te rog frumos ceva, șterge-mă pe mine din cartea ta, dar pe ei lasă-i să trăiască. Așa încăpățânați cum sunt ei. Și Dumnezeu parcă-l văd că spune, e bună școala asta. E bună. Știți câteodată venim în adunarea Domnului și nu-i totul perfect? Te așează Dumnezeu lângă un Ietro. Lângă tine. E un Ietro. Poate la locul de muncă, poate în casă. E un Ietro. Te deranjează încetineala lui sau grăbeala lui. Te deranjează ceva. N-ai vrea să dezvolți acea blândețe care să fie cunoscută de toți oamenii? Știți de obicei oamenii în vârstă, oamenii care trec prin greutăți, au un echilibru aparte și n-au nici acea înfingere în problemele lor. De foarte multe ori când ești tânăr așa și m-am uitat și la mine și la alții, vrei să apuci lucrurile, vrei să rezolvi, observ că ai apucat greșit, observ că ai făcut greșit, dar e prea târziu după ce ai tăiat, că nu mai poți lipi. Pe când oamenii mai în vârstă vin și spun, stai să mai calculăm, să măsurăm de două ori și după ce am măsurat de două ori putem măsura și a treia oară, stăm doar o singură dată și bine. Nu se precipite la lucrurile acestea. Ori experiența îți dă asemenea lucruri, ori timpul trecut prin anumite încercări îți dă cumpătul acela. Efectiv și greșelile făcute îți dau un anumit echilibru și o anumită experiență aparte. De ce? Pentru că lucrurile acestea ți-au adus ceva anume, și anume o blândețe, o cumpătare, un echilibru pe care nu ți-l poate da niciun ceai magic. Pe care nu ți-l poate da nici un comitet. Frate, uite, îți dau o blândeță să ai tu de acum înainte. Că dacă avea așa ceva, Dumnezeu îi dădea lui Moise la 40 de ani. Dar a știut că trebuie să treacă prin ceva anume ca să fie un om blând. Nouă ne dă Dumnezeu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Și una din roade este blândețea care trebuie dezvoltată. De aceea Biserica Domnului trebuie să fie plină de Duhul Sfânt, ca blândețea noastră să fie cunoscută în prejurul nostru. Doamne ajută! Știți câteodată ni se fac nedreptăți? Câteodată sunt anumite ofense, unele dintre ele sunt neintenționate, unele sunt intenționate pentru a fi o priveliște. Efectiv, ești pus ca o priveliște. Bineînțeles că dacă te ofensează cineva și te enervează cineva, nu trebuie să te duci, nimeni nu se duce la o școală de răzbunare. Băi, m-a enervat careva, o vorbi de mine, de familia mea, mă duc la o școală să învăț cum să mă răzbun. Nu există asta, că nu-i sens să existe. Pentru că știm pe loc și trebuie să-i facem, lui ăla să nu se mai gați niciodată de noi. Știm, ni se dă. Efectiv, nici să simțim că lăuziți ce trebuie să-i facem, nu numai după cine o făcută, să-i dăm și bonus, nu-i mai vii vreodată prin cap să mai fac ce-o făcut. De ce? Pentru că nu ai nevoie de școală în domeniul ăsta. Dinăuntrul nostru noi suntem răi, avem pornirea asta. Ori a fi blând, îți trebuie altceva. Ori a ierta, îți trebuie altceva. Ori a trece peste, îți trebuie altceva. Slăvit să fie Domnul! E atât de important să gândești în aspectul acesta. Te așează Dumnezeu într-o comunitate cu oameni imperfecți ca mine și ca tine. Îți dezvolți blândețea? Îți dezvolți răbdarea? Te cheamă Dumnezeu să faci asta, dincolo de imperfecțiunile noastre.
dincolo de creșterea noastră și maturizarea noastră, te cheamă să dezvolți aceste lucruri înăuntrul tău. Un alt aspect care contează la da piată la o parte, estimații mei, sunt faptele. Sunt anumite fapte bune pe care Dumnezeu ni le cere să le facem în strict secret, în intimitatea noastră, să nu știe stânga ce face dreapta. Dar sunt anumite fapte pe care trebuie să le facem împreună. Dacă cuiva îi se întâmplă un necaz, de exemplu, și are o pagubă mare, i-o ars casa sau acoperișul, bineînțeles că oricare dintre noi, la potențialul nostru, l-am putea ajuta cu câteva bârne, cu câțiva calaburi, becea, ceva acolo, dar se întâmplă câteodată când Biserica Domnului din Dej, la o altă, spune Domnului, omul ăsta trebuie să te ajutat, că e de la noi, că e de la frați ortodoxi, că e din altă comunitate, nu are a face, are copii, are... Haideți să ne ridicăm și să facem ceva. Și dintr-o dată, biserica se ridică și nu mă o bârnă cât aș putea eu, altul poate mai multe bârne, altul mai puține. Se ridică dintr-o dată toți aceștia și merg și în două săptămâni, îi zidește înapoi acoperișul, îi pune țiglă pe casă, îi așează totul, îi tencuiește, îi văruiește, îi face și îi dă voie miez de iarnă să intre înapoi în casa respectivă. Știți că toți cei din prejur văd lucrul acesta? Văd numai cum se servește mâncarea la oamenii care lucrează acolo. Văd numai felul în care se face lucrul acesta. De aceea spunea că Scriptura în Matei, capitolul 5, cu versetul 14. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și versetul 16 spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Știți cât e de important lucrul ăsta, stimații mei frați? Acolo unde mergem, să fie loc de fapte bune. În domeniul acesta trebuie să recunosc că în sânul comunităților noastre avem meseriași foarte buni. Oameni care prind meserie, în diferite situații și diferite, fie că e mecanic de mașină, fie că lucrează la rigipți, fie că e șofer, fie că e orice altceva. Oamenii aceștia prind meserie și se pricep. Când te înțelegi cu un om la un preț, când te înțelegi cu un preț, am întâlnit oameni care au venit la evangelizare și de multe ori am contact cu ei, după aceea spune, Doamne, am venit aici, pentru că au venit niște meseriași, niște băieți care au venit prin Italia, din Italia, meseriași în rigipți, n-ai ce, cu bleduri, cu becuri, cu tot ce trebuie. I-am chemat în casă, pe lângă faptul că le-am dat cheia și am plecat la lucruri liniștit. Când am venit, am găsit totul măturat, am lăsat niște semne să văd dacă intră prin sertare, dacă se uită pe unii bani, Doamne, am găsit toate semnele la locul lor, n-au umblat nimic pe acolo. Mi-am dat seama că ăștia sunt băieți credincioși. Nu numai atât, domnule, mi-au spus că costă lucrarea atât. Știam că s-au scumpit lucrurile, știam că s-au scumpit materialele. Au venit parcă tot ei vinovați, domnul, noi ne-am înțeles cu un preț. Dar uite, noi vă prezentăm rigipsul de aici, s-a dus aici. Barul de aici s-a dus aici. Vopseaua de aici s-a dus aici. LED-urile care s-a dus aici. Toate astea, noi suntem gata să vă facem. Acceptați lucrul ăsta. Dom'le, era normal să cred. Dom'le, cum să nu? Apreciez că ați venit la mine. Uite, noi mergem, suntem meseriași, avem discount. Luăm pe banii noștri, numai să vă facem lucrarea cum mai trebuiește mai bine. Păi, dacă vreți voi așa, s-au dus băieții și m-au dus, s-au făcut. La urmă, mi-am dat seama, uite, și o lucrare din nota 10. N-am avut ce comenta, m-am uitat într-o parte. Dom'le, au făcut ca pentru ei. Și la urmă am așteptat să vină cu factura, să-mi o dea. Și zic, domnule, uite, atâta vă costă pe dumneavoastră, atâta vă costă și era mai puțin. Dar restul e în numele Domnului. Când avem vreodată vreo evangelizare și vă invităm, faceți-vă timp să vă vedem și împreună cu noi la slujbile din biserică. Băi, băieți, nu, eu sunt gata, vin fără, nu mă vreau. Nu, nerea, nu. Noi am făcut cap pentru Domnul, tot ce am făcut aici. Am câștigat și noi puțin, e adevărat, am făcut lucrare de calitate, dar am lăsat și ceva în numele Domnului. Știți că omul ăla, du-te la el și vorbește despre un coleg de-al ăștia. Bă, uite, ăștia sunt niște bandiți, uite, băi, terminăm. Eu am avut niște băieți de ăștia. Eu am avut un mecanic de ăsta. Eu am avut pe cineva care a dat piatra la o parte. Nu-mi povesti tu mie, că eu îi știu. Aș vrea să te întreb, iubitul meu frate, meseriaș, șofer, fratele meu de credință care ești în biserică, ai făcut așa ceva? Pentru că dacă n-ai făcut așa ceva, înseamnă că este o problemă. Tu trebuie să fii un om care să-i dai voie lui Hristos să meargă. Tu nu poți mântui pe nimeni.
Tu te întâlnești cu cineva și Hristos vrea să-l mântuiască. Nu te întâlnești la voia întâmplării. Firele de păr din capul tău nu cad la voia întâmplării. Nu cad decât când îi comandă și numai Dumnezeu le numără. Când te întâlnești cu cineva, nu te întâlnești la voia întâmplării. Nu te întâlnești să-i arăți banii sau jeepul tău. Te întâlnești să-i dai drumul lui Hristos să meargă spre inima lui. Dacă tu pe piatra aia așezi încă un bolovan, iubitul meu va fi mai greu de dat la o parte. Va șuga tare mult din punctul ăsta de vedere să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Doamne ajută! Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem noi, pe lângă faptul de a facilita drumul lui Hristos spre inima și spre ființele umane, spre cei dragi ai noștri care au nevoie, este să le dăm hrană spirituală. Ne spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a ajuns în casa lui Iair. În casa lui Iair era o fetiță de 12 ani care decedase. În primă fază nu era moartă. Și Iair i-a spus, vino în casa mea, Doamne, îndură-te de fetița mea. Pe traseu cineva i-a spus, nu mai deranja pe învățătorul care e specialist doar în minuni, doar în vindecări. Fica ta a murit, ca atare nu avem profesionistul. Și Domnul îi spune, nu te teme, crede numai. O ajuns în casă și când a ajuns în casă, Domnul Iisus Hristos i-a scos afară pe toți ceilalți care i-au luat pulsul, care i-au verificat și au văzut că e moartă. Și Domnul Iisus spune, nu plângeți, ea nu-i moartă, ea doarme. Ăștia au început a râde. Cum dacă eu l-am luat plâns pulsul și am văzut și toate simptomele că a intrat în moarte, nu mai mișcă deloc? Cum adică ne explici tu nouă, parcă am fi văzut un singur mort? Domnul Iisus, cu tot și experiența voastră, ieșiți afară. Mergeți afară. Și ieșind afară, Domnul Iisus Hristos a rămas cu câțiva din ucenicii lui și spune Sfânta Scriptură în felul următor, Luca capitolul 8, versetul 54. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Și m-aș fi așteptat ca să înceapă bucuria. Dar Domnul spune, Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Ceea ce are nevoie mare parte din biserica Domnului, și aici atrag atenția tuturor, este să mănânce, să se hrănească cu laptele duhovnicesc și curat întâi, și apoi cu bucatele tare ale Scripturilor. Doamne ajută! Iubiții mei, când cineva se naște în familia biologică, este un prunc. Cu toate că toți părinții am vrea să naștem copiii care să meargă direct la servici. Să nu-i schimbăm noi de pamperi, să nu-i mai trecem prin școală. Efectiv, învățați să meargă undeva să ne susțină pe noi, să ne ajute cumva. Dar toți copiii care se nasc sunt mici. Mi-aduc aminte că la un moment dat un autocar de străini, de europeni trecuse pe undeva prin munții Apuseni și merzuse pentru un sat uitat de lume acolo și bătrânii erau la gard printre ostreți, așa se uita la autocarul ăla care trece pe satul ăla și la un moment dat unul din ăștia care era împreună cu ăștia acolo întreabă pe un bătrân de acolo, nenea, bade, da, în satul ăsta vostru s-a născut cineva mare vreodată, s-a născut cineva mare. Se referea la o personalitate, dacă era un creier în munților. Și bătrânul spune, nu, domnule, la noi toți care s-au născut au fost prima dată mici. Deși pentru că asta e realitatea. Toate celebritățile au fost cândva mici. Ori, iubiții mei, când cineva se naște în familiile noastre, e mic. Cum credeți că atunci când ne naște Hristos din nou sau ne învie spiritual, cum credeți că suntem? Tot mici, prunci în Hristos. Și de multe ori uităm asta. De multe ori uităm asta. Când ești prunc în Hristos, ești foarte aproape de o anumită zonă. Dați-mi voie să vă citesc doar un text biblic care e sugestiv pentru asta și care duce pentru foarte mulți frați slujitori, mulți care conciliază, mulți care se uită la cei din casele lor. El e viu, dar e mic, e imatur spiritual, mai face anumite greșeli. Spune cuvântul Domnului aici în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, așa. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, adică unor oameni maturi, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în... Cum adică? Face egalul între prunc în Hristos și om? Da. Da. De ce vă spun asta? Pentru că peste tot în Biblie veți întâlni că anumite facilități li se dau copilașilor, adică pruncilor în Hristos. Mi-ar fi plăcut că atunci când eu am început să fac primul pas, mama să fi trecut, Virgil, la vârsta de cutare, a început să bată pas defilare prin casă și de atunci tot merge continuu. Nu! Și eu, ca toți ceilalți oameni, m-a luat mama sau tata și a zis, hai, fă un pas spre mine.
Și eu am făcut jumate pas, dacă nu era lângă mine, aveam primul cucui din viața mea. Și așa am făcut următoarele. Dar știți foarte bine că copilul nu merge de la sine. Este un antrenament pentru asta, de a merge pe picioarele lui. Să ține din masă, să ține din pereți, mai sălunică, mai cade. Dar niciun părinte nu spune, Dumnezeu, am încercat și ieri și azi să meargă, nu merge. Ca atare, copilul meu are o problemă. Îi cumpăr scaun cu rotile și asta e situația. Mă liniștesc cu gândul ăsta, nu știe să meargă. Nu, toți părinții spun, hai mergi, cu căzăturile de rigoare, cu cuile de rigoare, dar el începe a merge și la un moment dat se cumpinește și începe a merge, puțin cam aios, dar nimeni nu râde. De ce? Pentru că e primul pas pe care îi face. O să observați dumneavoastră că apostolul Ioan, care este apostolul iubirii și păstorul multor păstori, vreau să spun așa, scrie celor trei categorii din biserică. Și le spune așa, copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, adică să nu cădeți, nu aveți cucuile voastre. V-am spus aceste ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva totuși a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci este remediu. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să văd în anumite comunități la evanghelizare că frații vin cu ăia micuți pe lângă ei, de 2 ani, de 3 anișori, și frații mai uită așa cablul de la box, cablul de la microfon pe acolo și vezi pe ăsta se duce la tata, dar nici nu se uită pe jos ei, se duce la tata, se împiedică de ala, cade jos. Ei, atât trebuie dacă e acolo gresii sau parchet, atât trebuie. Și dacă e mochetă, când cade jos, e spectacolul vieții lui. Începe a răcâne, a țăpa acolo, nu-l poți, merg ăsta și stați din gură că evanghelizează. N-are el treabă cu chestia asta. El o căzut și toată lumea trebuie să știe că el o căzut. Ei, tot la aceeași slujbă s-a putea să se întâmple ca un tânăr, un adolescent de 14 ani, să meargă și el să dea microfonul cuiva, nu vede cablul ăla, cade jos. Și cât spectacol credeți că face? Nici nu știi când dispare din zonă. Care e diferența? A crescut, slăvit să fie Domnul. Foarte mulți credincioși sunt vii, dar n-au crescut. Când auzi câteodată, spui, Doamne, binecuvintează România, amin. Doamne, mulțumim de pace din țară, amin. Când spui, Doamne, iartă-ne greșelile din care am făcut din nou cucuie, amin, toată noi, fiecare are cucuiul lui. Frații mei, trebuie să creștem, să ne ajute Dumnezeu. Asta înseamnă de-aia e slujbă marți, de-aia e joi, de-aia e duminică dimineața. Nu contează cine e invitat, vin să mă hrănesc. Pentru că dacă ai copilul de 2 ani, ăla-i, poți să faci galerie cât vrei lângă el. Hai măi, crești tu odată, băi. Crești tu mai repede, crești ca făt frumos, cât crezi că e în 3 ani, tu crești în 3 zile, că ești al meu. Nu, el are creșterea lui normală. Îi dai lapte, îi dai hrană și el crește. Dacă lipsești de la biserică, fratele meu, dacă Scriptura nu o citești, dacă viața de rugăciune suferă, ai să rămâi un copil mofturos în biserică și o străbești numai să ne îngrijim cu cucuile tale, cu gâmboasele tale, iară Domnul trebuie să te ierte, pentru că nu vrei să mergi drept. Nu poți să mergi drept. Ești condamnat să cazi în continuu. Ești condamnat să fii o povară, că rămâi în starea asta de copilărie și spune Scriptura, și ăștia sunt cel mai lesne de să nu mai fiți copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de... Pe copiii duci ușurel, vii la el cu ciocolată și vii cu o bancnotă 500 de lei. El îți ia ciocolată, dar cu 500 de lei putea lua o grămadă de ciocolăți de alea care îl fentezi tu. De ce? Pentru că el nu știe valorile, e copil. Soluția este, dacă îi place adunarea, dacă e venit la adunare, dacă e botezat, dacă îi place cuvântul Domnului, el e născut, dar are nevoie de creștere. Stimați prieteni, s-a putea ta Duhul Sfânt să vă atins inima. S-ar putea să vă placă cântările, s-ar putea să ascultați pe YouTube predici, s-ar putea, este semnul că Dumnezeu ți-a atins inima, dar dacă nu crești, nu poți fi folositor Domnului. La ce treabă poți spune un copil? La ce-l poți folosi? De aceea, stimații mei, e nevoie să ne hrănim cu laptele duhovnicesc și curat și apoi să mâncăm hrană tare. Vă mai spun ceva aici la subiectul ăsta, pentru că îmi permite în câteva gânduri. De foarte multe ori există în cadrul bisericilor oameni de diferite categorii de maturitate spirituală. De exemplu, dacă cineva trage la coasă, nu coasă de asta, mașinărie de cosit, ci la coasă de aia, păi degeaba îi dai tu lapte cu gris, că ăsta o tras jumătate de oră și întreabă s-o terminat. De ce? Nu mai funcționez. Îmi trebuie carne, domnule, îmi trebuie energie să pot cosi toată ziua. Ei, la copii, degeaba le duci tu friptură. Copiii spune lapte cu gris, atât tot. Ei, când se predică Evanghelia, suntem datori
că e evangelizare, că e să dăm hrană spirituală tuturor categoriilor. Doamne ajută! Tuturor categoriilor. Faptul că anumite categorii de frați vin și spun, frate, nu, eu nu sunt de acord, uite, eu m-am uitat, mesajul ăla a fost un mesaj foarte simplu, e adevărat, a fost un mesaj, eu aștept hrană tare, aștept un mesaj mai complex, mai teologic, mai profund, s-a dat și hrană, nu te băga la lapte cu gris, așteaptă-ți rândul tău, că există, Dumnezeu îți dă și pentru tine. Există anumiți oameni care nu fac parte din categorie și îi observ și pe cei tari, se presupune mergi la cineva. Și cineva îți dă un pire de cartofi, îți dă un șol de pui cu tot cu os, îți dă niște varză acolo și îți urează poftă bună. Tu începi, mănânci pireul, mănânci carnea, mănânci varza, e ok, e fain. Dar sunt unii care spun și cu osul, ce fac? Îi suport pentru carne, măi. Lasă-l acolo. Nu lua tu osul. Sunt multe parabole, multe lucruri care se dau o învățătură. Domnul Iisus Hristos, de-a lungul timpului, toate învățăturile și pildele lui le-a dat pe un concept, pe ceva de pe lumea asta care e pipos de os. Dar carnea era acolo suport. Ei, foarte mulți spun, eu ce fac, nu-l pot mânca. Las că are cine. Tu mănâncă ce trebuie, Doamne ajută. Fii foarte atent la biserică. Ia ceea ce se potrivește și nu uita. Crești, Doamne ajută. Peste mult timp, când va veni cineva aici, te va găsi crescut. Ai venit la fiecare slujbă, ți-ai luat partea ta de acolo. Mai să găsești predicatori care nu știu prea bine ce înseamnă cacofonii, care nu știu, există foarte mult în limba română, dar ei predică, ia-ți partea, lasă-le, osul lasă-l acolo, nu trebuie să te ocupi tu de el. Tu ia-ți partea ta, hrănește-te și crești, Doamne ajută. Într-o zi vei fi un ajutor pentru Domnul și pentru biserică. Primul lucru pe care trebuie să-l facă omul este să faciliteze pe Iisus Hristos să ajungă la inima oamenilor și asta prin blândețe, prin faptele noastre, prin iubirea noastră împreună când suntem în casa Domnului. Al doilea lucru este să hrănească poporul Domnului, pentru că doar prin hrană putem crește. Vă spuneam că copilașilor, Apostolul Ioan le spunea copilașilor să nu păcătuiți, dar cum e la nivelul vostru se poate greși, avem la ta, niciodată la tineri nu le scrie așa ceva. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și pentru că ați biruit pe cel, dar cum de-o ajuns din copilaș tânăr? A crescut. A crescut. Atâta tot. Le spuneam la frați că zona unde locuiesc eu, înainte de Revoluție, plecam la servici dimineața la 5 să ajungem la întreprindere la ora 6, când lucram împreună cu ceilalți și ne adunam cam de 3 autobuze. Bineînțeles că venea numai un autobuz. De aia și România era tare atunci la rugby. În fiecare stație de autobuz se făcea antrenament. Rămâneau urmă nasturi, agrafi, toți. Și femei și bărbați urcau în același autobuz, unii care, mare majoritate, rămâneau jos. Ei, mai ca o, să rezolvăm problema sau să se rezolve, cei care locuiau mai departe, din zona noastră, de acolo, din Dumbrăveni, din Prelipca, din Varatec, veneau, plecau spre Suceava cu biciclete. Erau pe vremea aia biciclete Ucraina, foarte sănătoase. Și stația noastră de autobuz era într-o vale, așa. Și ăștia când veneau, știau că jos în vale sunt de 3 autobuze. Bărbați, femei și, în mod special, fete și băieți, printre care și eu eram acolo. Și veneau ăștia din zona aia de acolo, așa, și când ajungeau în deal, luau mâinile de pe coarnele bicicletelor, le luau, puneau la spate și treceau așa. Bineînțeles că noi băieții nu prea ne uitam, dar fetele mă uitau așa. O dimineață, două, trei, era deranjant spectacolul, continua și fără bani, dacă. Ei, unul dintre noi a spus, las că îi lecuiesc eu pe ăștia de făcut așa ceva. S-a dus și-a aruncat pe drum, așa, niște griblure, tocmai din deal, așa, aproape din noi, ca să vedem spectacolul, dacă era la distanță, nu era. Au venit băieții ăștia din nou, o făcut aceeași mecherie, au pus mâinile la spate și doar o pietricică de aia mică, e suficient să-i schimbe, frate. Numai că s-ai văzut cum cădeau jos unul după altul, noi ne uitam, dar nici n-am avut timp să ne bucurăm. Așa se ridicau și plecau la viteză în locul ăla. La un tânăr îi se poate întâmpla să cadă, dar nu-i place să te iei jos. De ce? Că e crescut spiritual, slăvit să fie Domnul. Ai înțeles lucrul ăsta? Bun, uite-te în prejurul tău, s-ar putea să găsești copii. Hrănește-i, ai grijă. E foarte interesant că am văzut în pastorație, și cred că și frații slujitori de aici au văzut, pentru că de foarte multe ori, când e vorba de cei dragi ai noștri, măi, dar mai ridică-te, da, tu poți mai mult, da, dar nu se poate să stai jos. La alții parcă avem altfel, nu. Peste tot copiilor trebuie să le dăm dreptul să crească, să se maturizeze și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin.
Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez este dezlegați-i și lăsați-i să meargă. Există oameni vii, dar legați. Atenție, Domnul nu spune, eu l-am înviat, tot eu îl dezleg. Nu, asta e treaba voastră. Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Omul e viu, îi place adunarea, îi place să slujească, ba chiar ar vrea să facă orice. Dacă nu-l pui, el vezi că e legat, așa, are cursa scurtă. Nu poate, mă, frate, dar eu nu cred că aș vrea să alerg, aș vrea să fac o grămadă de lucruri, da? Ești legat. Sunt foarte mulți oameni care îți vii, nu trebuie să abandonați. Ei trebuie să dezlegați și dezlegarea e destul de dificilă, frații mei. Ne spune Sfânta Scriptură și dumneavoastră cunoașteți lucrul ăsta, eu m-am mai uitat peste textele biblice, dezlegarea asta e destul de complicată. Când Domnul Iisus Hristos a fost pus în mormânt, a fost pus tot cam în același fel de fâșii de pânză și tot ștergar pe față. Spune Scriptura, când fâșiile alea de pânză erau cam de vreo 10-15 cm și ele erau înfășurate pe piciorul stâng, pe piciorul drept, pe mâna dreaptă, pe mâna stângă, pe abdomen, până sus, sub gât, așa, numai pe cap îi se punea un ștergar, atât tot. Ca să poți scoate pe om, viu sau mort, dintre fâșiile alea, trebuia să le desfășori. Când Domnul Iisus Hristos, spune Scriptura, a înviat, au intrat în mormânt niște ucenici. Și spune Scriptura, au văzut fâșiile de pânză jos și ștergarul pus alăturea. Când a intrat și celălalt, citiți în Evanghelia după Ioan, a văzut fâșiile și a crezut. Ce a văzut ăla de a crezut? Stimații mei, pe oricine trebuie să scoți din fâșiile alea, trebuie să desfășori fâșiile. Hristos ieșise fără să desfășoare. Și asta a arătat că a înviat, slăvit să fie Domnul. Nu puteai scoate de pe nimeni fără să desfășori. Faptul că au rămas toate înfășurate la locul lor și cel de acolo s-a extras, el a crezut că Hristos doar că a înviat, lăudați-i fie numele. Acum, iată-l pe Lazar că vine afară cu toate fâșiile cele. Ia dezleagă-l tu de fâșiile alea. Trebuie să-l iei la rând, să-l dezlegi așa. Și vezi că vin unii la adunare și spune, frate, eu m-am întors, îmi place și adunarea, îmi place și coro, dar îmi place și manele, îmi place și cutare. Ei, de-aia e bună părtășia frățească. De-aia e bine să vii cu noi, să cânți împreună, Doamne ajută! De-aia e bine, tu încă ești legat, sunt anumite lucruri care te leagă. Bineînțeles că tu poți să rămâi așa o mumie vie, poți să rămâi în mijlocul poporului, să se împiedici ăștia de tine. Dar de ce să nu vrei tu să fii dezlegat? De ce să nu vii la părtășia frățească? De ce să nu cânți împreună cu noi? De ce să nu ai harul lui Dumnezeu de a sluji împreună cu noi? Că asta te dezleagă, fratele meu. Mai sunt oameni legați de valorile lumii. Ne spune Sfânta Scriptură de oameni legați de mamona, de bani adică. Și nu uitați că cea mai mare forță care ne leagă în lumea asta și etalonul lumii este mamona. Când Domnul Iisus Hristos vine și vorbește ucenicilor lui, le spunea în felul următor, căci nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui, eu m-aș fi așteptat să spună lui Satana, că ăsta e dușmanul nostru. Nu. Cel mai mare dușman al lumii creștine este mamona. Pentru că de Satana toți fugim, să piară de la noi, efectiv nici nu vrem să auzim de el, să se ducă. Dar mamona poate să vie, buzunarele goale. Noi primim, stăm și două schimburi la muncă și duminica când ar trebui să ne hrănim, numai să intre ceva în buzunarele noastre, în contul maturității noastre spirituale. De ce? Pentru că noi credem că cu bani creștem. Sunt foarte mulți legați de bani. Și el e viu, dar toată una e numai după bani. Ce-mi iese mie din toată treaba asta? Biserica e chemată să dezlege, Doamne ajută! Amin. De aia mai avem strângeri între noi și te rog, bagă mâna adânc și demonstrează că Hristos este Domnul vieții tale, Doamne ajută! Poți să verifici lucrul ăsta. Nu o să fiu, poți niciodată să fii eficient până nu dovedești că și în domeniul acesta ai fost dezlegat. Te cheamă Scriptura să fii dezlegat și aici. Există foarte mulți oameni vii, dar legați. Legați de anumite prietenii, de anumite lucruri și nu pot să alerge după cum ar vrea. Băi, aș vrea să predic și eu ca cineva, aș vrea să-mi dea Dumnezeu un dar, aș vrea să mă folosească Dumnezeu. Da, e adevărat, tu ești viu, Dumnezeu are predic. Dar dacă ești legat, sunt lucruri care te leagă. Te-aș ruga frumos, întreabă pe cei din prejurul tău, măi, unde mă vedeți voi legat pe mine? Și vedeți cum să spună. Asta e frumusețea pe care o văd eu în sânul comunităților noastre. Le spuneam la frat și vă repet și dumneavoastră, avantajul pe care l-am este că le-am spus fraților că eu vreau să trăiesc în sfințenie, și eu și familia mea. Dacă cumva observați o greșeală la mine, o atitudine, o vorbă, o pildă pe care o spun nepotrivit, aveți libertatea să-mi spuneți. Vreau să verific,
Și în unii cazuri mă pocăiesc, îmi cer iertare, îmi cer scuze, fără nicio problemă. De ce? Pentru că eu sunt om, pot greși, dar ajută-mă și tu cu ceea ce vezi. Când o personalitate publică, un reprezentant a unei țări sau unui concern, se ridică să dea o declarație, el nu vine îmbrăcat cum vrea el. Nu vine în Adidas și își pune cravata la și un sfert și vine cu o șapcă pusă și ea e la fără un sfert și vine acolo, vă vorbesc în numele țării cu tare sau o companie. No, el are oameni care vin și spune, n-ai voie să viajă. Tu ne reprezinți pe noi toți. Ca atare trebuie să ai costum de culoare cu tare, în picioare trebuie să ai pantofi de așa, trebuie să ai bușurieturi sau nu, îi explică tot. Și el așa se prezintă și nici măcar nu declară ce vrea el. Are prezentat ce anume trebuie să... pentru că reprezintă ceva. Frații mei, și noi ca oameni suntem reprezentanții unei anumite împărății. Știți cu cât sunt plătiți oamenii ăia care îi pregătesc pe președinți, pe reprezentanți, pe directori? O grămadă de bani. Să spui cum trebuie să te porți tu ca să fii cât mai corespunzător mesajului pe care îl aduci. Dacă vii într-o adunare ca cea de la Dej și spui, frații mei, eu chiar vreau să reprezint pe Hristos și împărăția Lui, vă rog frumos ajutați-mă, fără bani te ajută tot adunarea. Îți trimite mesaje, îți dă telefon, îți cutare, fără bani, o să vezi și noaptea și ziua, te ajută ăștia să ajungi perfecțiunea. Doamne ajută, n-ai vrea și tu? N-ai vrea să ai și toți? Nu trebuie să plătești pe cineva special, te ajută frații. Știți în câte situații m-a păzit Dumnezeu tocmai așa? Că am priceput chestia asta. În țara asta, nu spun mai departe, că nu vorbesc de lume, în țara asta sunt predicatori mult mai buni ca mine. Sunt proroci care au daruri cum n-am avut eu niciodată. Toți ăștia s-au dus jos. Știți de ce? Pentru că n-au avut oameni lângă ei care să le spună, ai grijă ce faci, nu așa ne reprezinți pe noi și nici împărăția. Când am preluat pastorația la Dumbrăveni acum 25 de ani sau 26 de ani, au venit la mine vreo 100 de frați bătrâni și mi-a spus, frate Virgil, noi suntem la pensie și așa nu avem ce face. Ai grijă și faci, că noi suntem pe urmele tale. Când am vrut să o iau mai pe dreapta, frații au întrebat, ce vrei să faci? Am vrut să încerc și eu ceva. Când am vrut să o iau mai pe stânga, ai dat banii aia înapoi? Acum, ai dat banii aia înapoi? E ca și dați. Știți că au fost așa? Sau... Nu, nu. Au fost oamenii ăștia care au vegheat și în aspecte în care nu mi-au plăcut, au intervenit în viața mea și au spus, tu ne reprezinți și reprezinți împărăția lui Dumnezeu, poartă-te într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Și astăzi sunt în fața voastră să vă spun că încă mai am oameni de ăștia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vreau să te întreb, tu ai? Că să ieși în adunare. Tu i-ai întrebat vreodată, măi, ți-ți place cum vin eu la adunare așa, vin numai la seral, îți place? Ești frate cu mine. Îmi dai telefon, m-ar deranja dacă... Da, fratele meu, mă simt rău dacă tu nu ești la adunare. Unde ai fost? Ești bolnav? Nu-s bolnav, ești prin piață, mănânc niște mici. Băi, dar ce ne-ai spus că mici sunt așa buni? Mergem tot adunare, măi, dacă tot sunt buni mici acolo. Schimbăm, mergem cu tine dacă tot trebuie acolo. Dar dacă tot faci parte dintre noi aici, dacă tot faci... De ce să nu fii tu împreună cu noi? Știi că te înveți împreună, nu-ți vine ție, deja te-ai obișnuit să nu prea vii, deja te-ai obișnuit să comentezi, să găsești tot felul de motive, dar nu, dintr-o dată cu ceilalți, îți găsești grupe, îți găsești oameni care să slujească și dintr-o dată biserica câștigă. Ești viu, dar te dezleagă Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Că dacă nu te dezleagă Dumnezeu și nu te ajută frață să te dezlegi, mai există un mijloc. Spune Scriptura că la un moment dat trei tineri erau în fața unui cuptor încins. Și spune Scriptura că un împărat s-a gândit să rezolve problema cu ei. I-a legat cu izmenele lor, i-a legat cu hainele lor și i-a aruncat în cuptor. Foarte interesant, când s-a uitat în cuptor, unde era căldură mare decât cei ce i-au aruncat au murit de căldură, îi vede pe ăștia liberi. Și întreabă, dar n-am aruncat noi trei și sunt patru și liberi, Domnule, și noi i-am legat. Pentru că focul pentru ei nu a făcut decât să... dezlege, saldă legăturile. Dacă nu înțelegi azi și mâine să te dezlege frață, să vegheze frață, să te ajutăm să lași anumite lucruri, vei fi într-o zi băgat în cuptor și nu mai poate merge nici împăratul, nici tata, nici soția cu tine și în cuptorul acela Dumnezeu arde doar legăturile. Dintr-o dată ieși de acolo și nu te mai interesează banii, și nu te mai interesează muzica lumii, și nu te mai interesează prietenii, pe care oricum nu au putut intra după tine, și te interesează doar Fiul lui Dumnezeu care a fost cu tine și te-a păzit să mai ieși afară în viață. O, iubitul meu, până când te dezleagă Dumnezeu, sunt frați lângă tine, roagă-i să te dezlege. Nu totdeauna e ușor,
Dar încetul cu încetul, legătură după legătură se duce și într-o zi vedem pe un om care aleargă cu bucurie și spune: Domnule, ăsta la noi în biserică, la început era mai împiedicat așa. La început vrea el să facă, dar să se împiedica, avea cursă scurtă, mergea, dar uite-l acum ce bine cântă, măi, dar uite-l acum ce mesaj are, dar uite acum ce, cum vorbește Dumnezeu prin el. De ce? Noi l-am dezlegat. Doamne ajută! Nu uitați! Lui Dumnezeu îi place să lucreze împreună cu noi. Dumnezeu face lucrurile pe care noi nu le putem face și când noi ne facem treaba noastră, Dumnezeu totdeauna își desăvârșește lucrarea Lui. Amin.